zice de apă, Sfinte Andrei, scoate chipul Sfântului în fața apei, când vii să visez și ai vedea să și băiatul din vis, acela de la ursitul, căci ea l-a chemat prin Sfântul Andrei, ursitul, el era ursit. Și mai sunt un cine ușor, cine ușor, cine iubit asta noapte, păzitul surorului. Moștele la lucrurile. Toată noaptea asta, bătrânii satului se uitau la cer și norceau anul și prevesteau dacă va fi bogat sau sărac, ploios sau zicetos, dacă va fi pace sau război. Mai este o cerchea să fie într-o oară de pământ grâul Sfânt Andrei. Ca să vezi, să-ți se arate cum o să fie pentru tine anul, oricum pe noapte clar. Aaa, și să mă dați ușor, să mă ferească de ziua și să faceți un plăciun. Și să poate să mă tani mai mult ca la pătesc. E grea rată de scăpare. Sfântul Andrei a fost mai întâi ucenicul Sfântului Ioan Botezător și numai pe urmă a devenit unul dintre cei 12 apostoli. Fratele său era Simon Petru, știți? Și era un scar. După înălțarea la cer a Mântuitorului, Sfântul Andrei a primit darul Duhului Sfânt la cincizecime și a plecat să propovăduiască Evanghelia în Grecia, Tracia, Bizanția, Macedonia, Crimea, Sciția, Afelia, Dobrogea.